Compania Națională de Căi Ferate informează că în zilele de 7 și 8 iulie se reduce viteza de circulație a trenurilor în anumite intervale de timp pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Asta din cauza temperaturilor ridicate care se vor înregistra în aer și implicit la nivelul solului, conform avertizării Administrației Naționale de Meteorologie. Reducerea vitezei de circulație în condiții de vreme caniculară reprezintă una dintre principalele măsuri aplicate de orice sistem feroviar în vederea derulării traficului în condiții de siguranță în zonele aflate sub avertizare de vreme caniculară. Județele unde se va aplica această măsură sunt Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde au fost anunțate temperaturi de peste 38-39 de grade. București și alte 32 de județe, unde se vor înregistra temperaturi de 35-37 de grade și disconfort termic accentuat, se arată în comunicat. Este important de menționat că în perioada de caniculă temperaturile înregistrate la nivelul șinei depășesc 50-55 de grade Celsius. Reducerea vitezei circulației feroviare va aduce implicit și întârzieri ale trenurilor și de aceea călătorilor li se recomandă să solicite informații în această privință la stațiile și agențiile CFR din București și din țară sau la telefon 021 9521.